Un alt test dificil pentru elevii lui Cristi Pustai. În ultima etapă din această ediție de campionat, FC Botoșani vor întâlni echipa clasată pe locul 7 în clasament, ASEA Târgu Mureș. După două înfrângeri consecutive, roșalbalbaștrii speră ca măcar de această dată să obțină punct sau puncte. Adversarii botoșănenilor nu trec printr-o perioadă tocmai bună. Mureșenii, care se luptă pentru play-off, se află pe a 7-a poziție cu 35 de puncte, la un punct distanță de CSMS Iași, formația de pe locul 6. Botoșănenii au și ei însă foarte mare nevoie de puncte. Pentru noi este un meci de final de campionat, un meci în care se pun în joc puncte ce se vor înjumătăți, de aceea este important să facem cât mai mult în acest meci. Ne dorim să facem punct sau puncte, să scăpăm de cifra 13 din play-out. Înaintea partidei cu FC Botoșani, ASEA Târgu Mureș a rămas fără antrenor după ce Petre Grigoraș a fost destituit de conducerea clubului. Ceea ce s-a întâmplat la Târgu Mureș nu e chiar o surpriză. Ne-am învățat cu Târgu Mureș cu procedurile de genul acesta, deci nu cred că ne putem vorbi despre avantaj sau orice decizie poate să aibă pe termen scurt și lucruri bune. Este problema lor cum își gândesc strategia pe viitor. Partida dintre ASEA Târgu Mureș și FC Botoșani este sâmbătă de la ora 20:30.